criza energetică, problemele provocate și soluțiile pentru depășirea situației care îngrijorează întreaga lume discutate la ora Reprezentanții Federației Patronilor Bihor și partenerii organizației s-au reunit în cadrul unui workshop pentru a dezbate toate aceste probleme. Participanții au identificat posibile soluții pentru achiziția la un preț decent a energiei. Au fost căutate și soluții tehnice pentru rezolvarea problemelor legate de autoproducția sau producția energiei din surse regenerabile și modalitățile de finanțare nerambursabilă sau rambursabile în vedere a realizării propriilor capacități de producție de energie. Federația patronilor Bihor, constantă fiind în preocuparea de a sprijini membrii, atât cei uh, înregistrați, cât și ceilalți membrii companii private din uh, județul Bihor, în aș uh, crește productivitatea și eficiența, vom fi alături de ei și vom sprijini în accesarea fondurilor rambursabile și nerambursabile privind instalarea de capacități proprii de producție a energiei. Vom fi de asemenea preocupați în cadrul acestui workshop pe care îl organizăm de ai identifica problemele și în general problemele comune care îi preocupă și a venit cu soluții pentru ei în vederea trecerii cel puțin a acestei ierni și a trece cu bine peste această iarnă în ceea ce privește furnizarea, consumul și prețul, mai ales la energia electrică necesară, astfel încât serviciile și producția pe care ei o fac să se încadreze în termeni normal din punct de vedere cost în contextul crizei energetice, măsurile protecționiste asumate de guvernele europene au un cost de 500 de miliarde de euro. Țările membre ale Uniunii Europene au alocat până acum peste 300 de miliarde de euro pentru a atenua șocul scumpirilor din energie asupra populației și firmelor. Până la finele acestei luni, Ministrii Energiei din statele membre trebuie să pună la punct un plan de urgență prin care să transfere din profiturile mari ale societăților din energie către sprijinirea populației și a companiilor vulnerabile. Printre măsurile discutate se află și plafonarea prețului la electricitatea produsă de firme care nu folosesc gaze și reducerea consumului.